De la medici rezidenți până la doctori, practic toți angajații spitalului numărul 1 din capitală s-au solidarizat cu șefa secției terapie, care a ajuns la spital cu câteva coaste fracturate după ce a fost luată la pumn de soțul unei paciente. Personalul instituției a intrat în grevă japoneză, medicii făcând parte din categoria persoanelor care nu își pot sista activitatea pentru a organiza proteste. Este ca un semn de alarmă pentru toată populația, pentru toată societatea, că într-adevăr toate cadrele medicale trebuie să nu fie agresate și suntem împotriva violenței. Cum pășesc pragul unei instituții agresivă, îți spune ce trebuie să faci, când trebuie să-l deservești, nu contează că altul are nevoie de intervenție mai urgentă. Ana Calancea activează în calitate de moașă și are 27 de ani de experiență. Susține că, deseori, rudele pacienților sunt agresive. Sunt astfel de situații, anume sunt cazuri când partenerul doamnei care naște vine într-o stare de ebrietate și ne insultă pe noi, zice, uitați-vă, are contracție, faceți ceva. Deci este și normal o doamnă care naște să aibă contracții, da? Lumea nu-și schimbă atitudinea, am impresia că nu știu cine o să rămână să activeze în continuare în instituțiile medicale. Nici medicii rezidenți nu au rămas nepăsători, deși sunt abia la început de cale, sunt conștienți de riscurile profesiei. Noi încercăm să înțelegem părturientele, să intrăm în situația lor și ne străduim să facem tot ce e posibil din partea noastră. Pacienții recunosc că uneori emoțiile își pun amprenta, totuși aceștia își doresc mai multă înțelegere și răbdare din partea medicilor. Toți suntem oameni și emoțiile, de fapt, ne iau pe dinainte așa. La policlinic întrebam de certificatul ăsta pentru maternitate. Mi s-a răspuns foarte brutal, foarte urât. Am ajuns la conflicte, că a doua zi trebuia să ne ducem și ne cerem scuze. Dar pentru ce? Noi am întrebat normal, noi suntem oameni simpli. Noi am venit să întrebăm ceea ce ne interesează, ceea ce noi nu știm. Sâmbătă, doctorița Ala Valenga a fost agresată de soțul unei femei care și-a pierdut viața pe patul de spital. Cazul este investigat de poliție și de Ministerul Sănătății. În prezent, în instituția medicală sunt instalate doar 4 butoane de alarmă pentru personal, câte unul în fiecare clădire. Administrația spitalului intenționează să doteze treptat fiecare secție cu astfel de sisteme.